Un pic, un pic. Așa. Vă rog un picuț, doamnă, vă rog un picuț, un picuț. Păi, facem fiecare aici câte doi pași așa micuți în spate și ne... Vă rog, vă rog, colegi, vă rog. Un pas în spate. Începem? Vă rog frumos. Suntem gata? Ne spuneți de când, dacă vede de fraude. Toate reporteri, microfoanele mai jos! E bine așa, începem? Bună ziua tuturor! Bună ziua, moldoveni! Eu am votat cu Moldova. Am încredere că cetățenii noștri vor alege bine pentru țara noastră. Ei, de fiecare dată, au dus țara înainte. Ei au protejat-o de rele. Astăzi, mai mult ca niciodată, trebuie să fim uniți, să ne păstrăm pacea, să ne păzim votul, să ne păzim independența. Hoții vor să ne cumpere votul, hoții vor să ne cumpere țara, dar puterea oamenilor este infinit mai mare decât orice mârșevenie a lor. Puterea Moldovei este în fiecare dintre voi. Ieșiți la vot cu credința și cu speranța. Capul sus, moldoveni, Doamne ajută! Vă mulțumim! Doamna, cum veți gestionați? Suntem gata? Și ați văzut-o pe Maia Sandu, care a venit la vot în urmă cu puțin timp. Vedeți și în acest moment imagini în direct din Chișinău. A declarat Maia Sandu, citez, am votat cu Moldova, trebuie să fim uniți, să ne păzim votul. Hoții vor să ne cumpere țara, însă puterea oamenilor este mult mai mare. Haideți să auzim ce declară. Sunt legitime aceste alegeri dacă vorbiți în continuare de tentative de fraudă? Foarte mult. Vă mulțumim. Am făcut deja. Mersi. Dar ați văzut-o în imagini pe Maia Sandu. Pentru Moldova, presa internațională urmărește, este aici. Domnul prim-ministru v-a răspuns la toate întrebările. Dumneavoastră sunteți candidat. Colegi, mulțumim frumos! Vă rugăm să rămâneți! Ați văzut-o în imagini în direct pe Maia Sandu, care a votat în urmă cu puțin timp. Nu a vrut să comenteze foarte mult despre tentativele de fraudare. A transmis că aceste informații au fost deja oferite de primul ministru Dorin Recean. Știm că au anunțat autoritățile din Republica Moldova că au fost raportate până în acest moment 11 incidente. O să urmărim ce se întâmplă în Republica Moldova astăzi. Până în acest moment este extrem de important să spunem că au votat peste 67.000 de moldoveni.